fiecare până în luna mai anului viitor, așa cum prevede contractul și s-au angajat constructorii. Ce va însemna această lucrare? Practic înseamnă reabilitarea întregului parc, zone verzi noi, mobilier nou, extinderea iluminatului, dar practic cel mai important lucru este reabilitarea clădirii casino și redarea în circuitul turistic și în circuitul public a clădirii portului casino, în care se vor desfășura și expoziții și diverse manifestări culturale, dar și nunțile din care astăzi se desfășoară în parcul central în Poișuș. Lucrările vor fi organizate de așa natură încât publicul să aibă acces în parcul central, în zonele în care nu sunt afectate de lucrări, în permanență până la finalizarea proiectului. Deci nu închidem parcul central și desfășurăm lucrările cu ușile închise, din contră, zonele în care vor fi afectate de lucrări vor fi închise și protejate, de așa natură încât să protejăm publicul vizitator și restul parcului va fi accesibil. Va fi mărită suprafața? Suprafața de spațiu verde va fi mărită cu circa 15.000 de metri pătrați prin redarea parcului pentru zona verde a unei artere care a fost desprinsă din parcul central. Întreg proiectul este avizat de Comisia de Monumente pentru că parcul central este un monument la care ținem foarte mult. Nu se vor tăia arbori din parcul central, ci din contră se vor replanta alte tip de vegetație.